La începutul lunii martie se împlinesc 46 de ani de la moartea marelui actor Toma Caragiu, care a pierit în urma cutremurului devastator din 1977, din România. Gheorghe Turda povestește cum s-a întâlnit cu regretatul artist și prieten, Toma, cu o seară înainte de marele dezastru ce avea să ia viața a peste 5.000 de oameni. Turda a mărturisit că a scăpat ca printr-o minune a sorții din calea cutremurului. Toma Caragiu obișnuia, seară de seară, să-și plimbe câinele. Un caniș simpatic. El locuia deasupra noastră, în acel bloc care, din păcate, s-a prăbușit la cutremur, mă ruga mereu să-i cumpăr de la bar câte un pachet de Kent, se vindea pe lei, era de altfel singurul bar din centrul Bucureștiului unde se vindeau țigările Kent la liber, un pachet costa între 80 și 100 de lei. Cu o seară înainte de marele cutremur, mai exact pe 3 martie 1977, Toma Caragiu m-a rugat așa, măi, ghițucă, cumpără-mi și mie un poc, un pachet de Kent. Până mă întorc, mă duc să-mi plimb câinele, eu l-am așteptat cu Kentul, el mi-a dat banii și ne-am salutat de seară bună, povestește, cu tristețe, Gheorghe Turda, n-am mai mers în seara aceea, pe 4 martie 1977, la bar, pentru că voiam să-mi văd apartamentul meu nou din Balta Albă. Apoi, când am auzit ce s-a întâmplat, am fugit repede în centru. Am văzut blocul prăbușit și m-am îngrozit, puteam muri și eu, acolo, strivit. După vreo săptămână, au găsit și resturile hainelor mele de scenă, păstrate la local, pantalonii și brâul din piele, erau prăfuite, mucegăite, ude. Soldații mi-au găsit și clopul, dar l-am dăruit lor. În plus, trebuia să mă mut în locul solistei Doinei Badea. Și a moartă la acel cutremur, n-am putut face schimb de locuință până pe 4 martie pentru că primarul de la acea vreme, care trebuia să-i dea ei repartiție în centrul civic, o programase în luna mai dacă eram la bar muream. Dacă mă mutam în locul Doinei Badea muream și acum aș fi fost de mult oale și ulcele. M-a iubit Dumnezeu! Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.